Memorie veșnică ostașilor români care au murit pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupația sovietică. În satul Baimaclia din raionul Căușeni a fost instalată o piatră comemorativă pentru patru ostași căzuți în luptele care s-au dat în preajma localității în anul 1941. Monumentul a fost amenajat cu suportul financiar al armatei române. Date exacte despre numărul ostașilor români care și-au găsit sfârșitul apărând Basarabia nu se cunosc. Estimările Organizației Veteranilor de Război ai Armatei Române arată că ar fi vorba de aproximativ 3.000. Patru dintre ei s-au stins în apropiere de satul Baimaclia din raionul Căușeni. Au trecut prut, au îmbrăcat haina de militar și la îndemnul țării au venit să elibereze Basarabia, care era de acum ocupată în 40 de către armata sovietică. Ei când au trecut și s-au dus în vale, de acolo de sus au fost mitraleți. La slujba de pomenire a celor patru ostași a participat și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, care este la final de mandat. Mă bucur că suntem împreună reprezentanți ai armatelor României, Republicii Moldova și armatelor aliate. Sunteți împreună reprezentanți ai bisericilor, Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei. Suntem împreună tineri și bătrâni în acest loc pentru a ne aminti cu recunoștință de trecut. Este o datorie a noastră să-i comemorăm pe toți cei care au căzut pe câmpul de luptă în toate vremurile, în diferite misiuni, dar pentru aceiași valori de onoare, libertate și pace. Locul de veci al celor patru ostași români căzuți lângă satul Baimaclia din raionul Căușeni a fost amenajat cu suportul armatei române, care a alocat 8.000 de euro. Primarul comunei Baimaclia spune că autoritățile de peste Prut le-au fost alături de-a lungul anilor și au susținut să implementeze diverse proiecte. În anul 2016 la noi s-au deschis grădinița, au fost reparații capitale pe interioare, exterioare. E vorba de 5-6 milioane de euro, dacă nu mă greșesc. Oamenii de la Baimaclia spun că pentru localitatea lor este important să păstreze vie memoria ostașilor români căzuți pentru apărarea Basarabiei. În data de 29 aprilie este marcată Ziua Veteranilor de Război ai Armatei Române.